Salut și bun găsit la un nou unboxing. Astăzi am să vorbesc despre un produs foarte nou și mai exact despre RX Vega 56 de la Gigabyte. O placă video de ultimă generație pe care nu am reușit să o prezint până acum. Am pus de multă vreme mâna pe ea, însă chiar zilele trecute am mai comandat câteva plăci video pentru proiectul meu de mining despre care v-am tot vorbit în ultima perioadă. Dar asta am să vă explic în videourile ce vor urma. Acum haideți să vedem ce avem în cutie și ce primim cu această placă video. RX Vega este ultima placă video lansată de cei de la AMD. Un chip de 14 nanometri. Așa, am să pun jos. Acesta este un RX Vega 56 cu 8 GB de RAM pe 2048 de bits. Probabil că unii dintre voi se și întreabă la ce voi folosi această placă video. O voi folosi la proiectul de mining, adică să minăm criptomonede, unde o să vă vorbesc mai multe despre ea. În cazul în care doriți câteva benchmark-uri sau chestii mai interesante despre ea, nu ezitați să înscrieți în secțiunea comentarii și o să încerc să vă trimit cât mai multe informații. Ok. După cum se vede, această placă are doar un ventilator. Da? Avem o intrare DVI și 3 intrări DisplayPort. Avem un buton de BIOS switch. Avem nevoie de o alimentare cu 2x8 pin. Da? Aici avem un LED red-blue. Așa se vede cel mai bine, serial number-ul și placa video în sine. Ok. Atât despre RX Vega 56. Am să revin cu niște tutoriale video despre mining cu ajutorul acestei plăci video. Am să vă arăt cum asamblăm un sistem și cum pornim minarea pe RX Vega 56. În cazul în care doriți să comandați sisteme de mining gata făcute, vă invit pe magazinul online pe care l-am lansat de curând, www.sosit.co. Veți găsi sub acest tutorial și linkul către magazinul online. Eu am fost Adrian și voi ați fost la un nou unboxing. La revedere!